Regăsit. Bună seara. Foarte simpatic ambasadorul Coreei de Sud. Minunat, da. Foarte simpatic. Bun, nu, e clar că nu avem nicio șansă să aplicăm rețeta Coreei de Sud. E utopie, adică nu avem cum. Ea făceau 20.000 de teste pe zi. Noi nu avem măști. Ce teste? Unu, presupunând că am avea 1 miliard de teste în momentul ăsta, cădea și ea, nu știu, din cer. Mâine vin 200.000. Din Coreea de Sud. Bun, vin 200.000 în Coreea de Sud, o să vedem cine anume face aceste teste. Pentru că nu le putem face eu și cu tine, ne uităm noi la un tutorial sau avem o aplicație pe telefon. Adică trebuie personal medical instruit care să poată să facă, poți să ai oricâte teste. Cine le face? Da. Cine le face? Cine după aia le administrează? Adică e o infrastructură, nu avem nicio legătură, clar. Adică rețeta Coreei de Sud, foarte tare, le dorim, îi iubim. Chiar îi iubim, da. 1, 2, Coreea de Sud are o economie reală. Ei chiar sunt pe producție grav. Produc. Foarte tare, da. Da. Noi nu avem o economie în care producem. Noi nu producem nici măști. Acum am început. Deci nu avem nicio legătură. Sunt de pe altă planetă. Același virus, dar altă planetă. Sigur că aș fi interesat și de cum a rezolvat totuși Japonia, că și Japonia pare că a rezolvat cazul. Poate o fi la fel, poate nu, oricum. Extraordinară, Coreea de Sud, nu avem nicio legătură, nu o să putem face asta. Sincer, nici nu-mi dau seama ce putem face exact. De asemenea, pentru că e domnul doctor Moldovan aici, o să-mi reprim comentariile despre guvernul din care face parte. O să le fac totuși în emisiune la mine. Astăzi au fost niște ieșiri publice, din punctul meu de vedere, absolut inepte. Absolut inepte. Și pe alături chiar mai rău decât inepte. Bun. Oricum, nu cu asta vom rezolva problema. Sincer să fiu, nici n-am înțeles cum vom rezolva problema. Nu văd cum vom rezolva problema. Aștept cu nerăbdare să moară virusul de la sine, așa cum există curba lui naturală. Să învârtoșează și după aia să plăștește. Bun. Sper împlăștirea lui naturală cât mai grabnică. Altfel, mi-este foarte greu să văd, eu nu vreau să, Doamne ferește, de-aia asta mi-ar lipsi acum, să fiu acuzat, după ce am fost acuzat că am spus ce n-am spus acum 2 ani și am un dosar penal la statul de drept, să mai fiu acuzat că am provocat panică sau deznădejde sau, nu. Dar nu văd, nu, chiar nu văd. Poate până la urmă oamenii ăștia de știință cu capabilitățile lor extraordinare, care au inventat atâtea lucruri minunate, deși, iată, omenirea, până la urmă, recurge la carantina de acum 100 de ani în zilele noastre. Deci, așa, poate că vor veni cu un tratament, cu un vaccin, cu un chelcheșoz anti-carcalac. Asta ar mai fi o speranță, e adevărat, mică la mine, pentru că îmi dau seama când e PR medical atunci când îl văd. Și până acum am văzut mult PR medical, mai puțin. Adică deocamdată doar suntem foarte aproape. Bine, și noi suntem foarte aproape să ne îmbolnăvim. Cam asta ar fi ideea.